Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această discuție tradițională de vineri despre transformarea digitală a Republicii Moldova, noua prioritate națională care se evidențiază prin programul de guvernare a actualului guvern și actualului parlament, prin nominalizarea unui vicepremier pentru prima dată în istoria Republicii Moldova pentru transformare digitală, care are rolul de coordonarea acestui efort național, prin dezvoltarea pentru prima dată a unei strategii naționale de transformare digitală 2023-2030. Dar este foarte important de menționat că transformarea digitală nu mai este ceva care e coordonată doar de un singur minister sau de o singură instituție, ci fiecare palier a vieții noastre, fiecare ramuri de activitate a ministerului, agenții, minister, municipalitate, universitate, tot ce doriți, are componenta digitală în transformarea asta. De aceea noi organizăm această serie sistemică în fiecare zi de vineri, începând cu orele 10 până la orele 11, cu actori importanți din domeniul corespunzător. Reamintesc că această serie de discuții este organizată de către IPRE, pe care eu reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare, în cooperare cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și privesc.eu Radu Vitale, mersi tare mult. Și astăzi invitatul nostru sau invitații noștri este domnul Serghei Diaconu, secretar general al Ministerului de Interne a Republicii Moldova și domnul Alexandru Putere, director responsabil anume de această dimensiune, dar o să-l rog pe domnul Diaconu să-l prezinte în detalii. Vom discuta astăzi despre transformarea digitală pe sectorul afacerilor interne și toate elementele conexe. Vom discuta despre care sunt acele soluții digitale existente, ce planifică Ministerul de Externe și instituții subordonate, dar să trecem direct în subiect, dar nu înainte de a spune că această serie de discuții este organizată în cadrul proiectului Creșterea rolului Centrului de Cercetare în sprijinire efortului național de integrare europeană. Este foarte important acest lucru pentru că noi la IPRE și la Agenția de Guvernare Electronică vedem transformarea digitală pe dimensiunea integrării europene de foarte importantă. Se numește proiectul Think Tanks for EU Membership, implementat de IPRE, parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și privesc.eu, realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă. Domnule secretar general, bună dimineața! Bună dimineața, domnule Guzun, domnule ambasador, mă bucur să fiu prezent la această ediție, pentru că, într-adevăr, ați menționat și dumneavoastră, Republica Moldova, pas cu pas, se îndreaptă spre o eră mai modernă, mai digitală, înțelegem valoarea serviciilor digitale, în sfârșit, la nivel de țară, la nivel de instituții, la nivel de cetățean, la nivel de interacțiuni și respectiv, într-adevăr, este un subiect care este și în vizorul Uniunii Europene, dar mai mult, aș spunea, nu este pentru interesul europenilor, este pentru interesul propriu al cetățenilor noștri să fim cât mai deschiși pentru transformări, cât mai deschiși pentru o nouă eră, pentru că beneficiile finale sunt comoditatea noastră, la urmă, a fiecărui utilizator. Vă mulțumesc, domnul secretar general, și domnul Alexandru Putere, director al departamentului, sau direcție, nu știu exact cum se numește, Serviciul Tehnologiei Informaționale în cadrul MAI. Bună dimineața, domnule Putere! Bună dimineața, domnul Victor, Alexandru Putere, director al Serviciului Tehnologiei Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne. Da. Și eu propun, domnul Diaconu, să trecem direct la subiect. Noi avem, tradițional, avem trei întrebări generice ca să avem subiect de discuții, dar reamintesc că noi suntem live pe privesc.eu. Acolo vedeți că fuge așa o burtieră, cum numește Radu, este un site menti.com și un cod, este foarte ușor de utilizat. Dacă îl deschideți și introduceți acel cod, o să vedeți fotografia domnului Diaconu și puteți adresa oricare întrebare sau opinie sau poate o experiență și eu voi transmite domnului Diaconu și domnului Putere pentru comentarii, întrebări, răspunsuri. Totodată noi suntem live pe pagina IPRE a institutului nostru și acolo în comentarii vă rog să adresați întrebările, opiniile dumneavoastră. Să începem de la prima întrebare, generic, cum numim noi, unde suntem noi în acest moment, domnule Diaconu, cum vede Ministerul de Interne și instituțiile subordonate rolul său în transformarea digitală a Republicii Moldova? Spuneam că fiecare instituție, fiecare minister trebuie să aibă un rol pe dimensiunea sa de
responsabilitate. Ce soluții digitale există în acest moment și în eventualitatea poate ne spuneți un pic și despre elementul uman al acestei transformări digitale. Dumneavoastră coordonați o echipă, dacă nu greșesc, e cea mai mare echipă de funcționari publici din Republica Moldova și normal, probabil, această interacțiune sau procese interne tot este foarte importantă, dar și dimensiunea, dacă doriți, educațională. Cât de mult funcționarii din sistemul dumneavoastră folosesc aceste servicii, cât de prioritar este această dimensiune pe interior. Domnul Diaconu, vă rog. Guzun, ați spus mai multe întrebări, am să încerc să răspund pe rând la ele. Dacă vorbim despre importanța pentru Ministerul Afacerilor Interne și diviziunile subordonate a procesului de digitalizare și transformare digitală a Ministerului, putem să fiți siguri de intenția noastră de a face acest lucru cât mai rapid și cât mai în concordanță, atât cu bunele practici europene, internaționale, dar și cu acea strategie de dezvoltare digitală a Republicii Moldova, pentru că noi suntem primul minister care a prezentat deja pentru ședința secretarilor generali programul de consolidare a încrederii și siguranței societății prin formare, integritate și digitalizare a sistemului afacerilor interne până în 2025. Deci vorbim la moment de primul pas, dar acest program este parte componentă a strategiei de dezvoltare a domeniilor afacerilor interne până în 2030. Deci exact Ministerul de Interne se pliază atât pe ceea ce și-a propus guvernul, cât și pe ceea ce trebuie să o facem ca și țară până în 2030. Iar două obiective mari care sunt introduse într acest program, care apropo a fost elaborat într-un format extins cu participarea atât a experților naționali cât și a experților internaționali. Grupul a fost condus de către MAI, dar au participat și reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care au experiență în domeniu. Sunt două obiective mari: automatizarea proceselor informaționale și consolidarea sistemelor de management al serviciului. Deci ambele sunt foarte importante, pentru că dacă vorbim despre procese, dacă vrei să fii modern, dacă vrei să fii în pas cu timpul și să acorzi servicii de calitate pentru cetățeni, aceste servicii de obicei ce înseamnă? Confort, rapiditate și claritate. Ce trebuie să facă cetățeanul? Ori exact asta ne propunem prin obiectivul de automatizare a proceselor informaționale. Trebuie să ajungem la acel moment când cetățeanul, printr-un singur click, își comandă un serviciu, iar Ministerul de Interne, într-adevăr ați menționat, are și el portofoliul lui de servicii pe care le acordăm cetățeanului, să nu mai vină să comande acest serviciu pe hârtie sau să-l solicite pe hârtie, ci trebuie să intre pe orice device este comod, calculator, laptop, tabletă sau altceva și să poată să facă asta printr-un singur click. Mai mult decât atât, acest proces ar însemna ca acest click apăsat de cetățean într-adevăr să fie unul și securizat, dar și unul foarte simplu, pentru că automatizarea procesului pe care ne-o propunem înseamnă că eu, cetățeanul, voi accesa serviciul pe de o parte, fiind absolut convins că acest serviciu nu va putea fi modificat, la el nu se va ambla din extern. Pe de altă parte, eu trebuie să fac 2-3 pași simple, nu 70, nu 80, nu trebuie să introduc date excesive, pentru a obține, de exemplu, un cazier judiciar, pentru a obține un alt serviciu. Da? Și atunci când vorbim de consolidare sistemelor, cunoașteți că problema cea mai mare și ceea ce va trebui să ne confruntăm noi ca și minister, dar și tot guvernul și împreună cu domnul Țărcanu, care într-adevăr are de condus o misiune foarte grea, este că acele multitudine de sisteme care s-au tot dezvoltat la diverse nivele, începând de la apeleuri până la autoritățile centrale, pe tot palierul de servicii guvernamentale sau locale, este nevoie acum să le integrăm într-un component unic, o platformă unică guvernamentală în care, din nou, cetățeanul, când are nevoie de servicii, el intră exact, nu caută. Deci la fiecare minister în parte, nu caută la fiecare instituție în parte. A intrat pe un singur portal, acolo și-a găsit ministerul sau instituția de care are nevoie și mai departe, intrând pe acea instituție, exact și-a determinat ce serviciu sau ce informații are nevoie să o acceseze. Ori acum acest obiectiv, de asemenea până în 2025, ne-am propus partea noastră de care noi răspundem, portofoliul, să fie pregătit
absolut cap-coadă cu toate cele 30 de servicii care sperăm să le dezvoltăm până în 2025 digitale, să fie acolo în partea platformei guvernamentale, pregătit, accesibil pentru cetățean, securizat și comod de utilizat. Acesta... Domn Diacon, dacă îmi permiteți, deci conform acestei strategii a dumneavoastră, Ministerului de Interne, ne-ați planificat ca până în anul 2025 să digitalizați complet 30 de servicii, am înțeles corect? La moment sunt, să fac o precizare, la moment deja sunt digitalizate 14 servicii din cele 30 de care am menționat. Ceea ce ne propunem este să îmbunătățim acele 14 servicii pe care la moment ne deținem și pot să dau câteva exemple, de exemplu registrul informativ criminalistic și criminogen, registrul de evidență a contravențiilor și cauzelor contravenționale, registrul de stat al armelor, registrul sau sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră, sistemul informațional integrat al Migrației și Azil, registrul de acte măscute. Astea sunt câteva exemple dintre cele pe care deja le avem digitalizate, în schimb ele urmează să fie integrate în acel ecosistem de 30 de servicii publice digitale pe care și îl propune Ministerul, să fie conectat nu prin intermediul a două, trei mecanisme separate, ci prin un singur mecanism, și să fie gata pentru integrarea totală în portalul serviciilor guvernamentale digitale. Da, vă mulțumesc, domnul Diaconu. Și neastră ați menționat într-un moment despre cazierul judiciar. Spuneți-ne, vă rog, dacă în acest moment întreg ciclul de obținere a unui cazier judiciar este electronic sau există totuși un moment în care cetățeanul trebuie să vină fizic? La moment, tot ce avem, noi avem acest serviciu într-adevăr digitalizat, atât când, dacă vorbim de cazierul judiciar pentru persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă vorbim de cazierul, certificatul de cazier detaliat, iarăși de pe teritoriul Republicii Moldova, sau pentru cazierul contravențional pentru persoane fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv plăcuțe de matriculare, certificat de matriculare, cazierul privind accidentele rutiere sau unitatea de transport, acestea servicii sunt digitalizate. Ceea ce urmează să mai facem, să integrăm acest cazier judiciar pentru verificarea persoanelor fizice sau juridice de peste hotare în MPI, ca persoana să nu fie nevoită să vină în personal să depună cererea și să achite această cerere. Și de asemenea ne propunem, deci deja am și semnat cu Agenția Servicii Publice acordul, ne propunem ca acest cazier judiciar să nu fie nevoie cetățeanul nu doar să-l comande digital, dar nici să-l vină să-l, ia, să-l preia în persoană. Deci a semnat cu semnătura digitală și a primit acest certificat fără să fie nevoie să se deplaseze. Semnat digital, care îl poate utiliza pentru necesitate. Exact, dar va avea nevoie, într-adevăr, va avea nevoie de acea semnătură digitală, de acea semnătură oficială pe care va trebui să și o facă. Însă dacă tindem să fim un stat modern, această semnătură devine parte indispensabilă pentru că este și comodă și îți permite să accesezi o multitudine de servicii guvernamentale, nu doar ale noastre. Domnul Diaconu, eu am o întrebare conexă care derivă din această întrebare. Pentru că noi discutam în vineri trecut cu domnul ministru Spătari și domnul ministru spunea că unele dintre documente, majoritatea documentelor, procesarea documentelor au loc în format de semnătură digitală, dar unele instituții în continuare au, nici nu știu cum să-i zic asta, un fel de practică de a solicita de la Ministerul Afacerilor Sociale și Muncii și Protecției Sociale un format holografic, da? Adică semnat neastraveți, asemenea probleme, de unde vine întrebarea mea, de unde derivă. Da, un cetățean, de exemplu, eu solicit acest cazier judiciar, dar eu îl primesc cu semnătură digitală, dar dacă instituția corespunzătoare care îl solicită de la mine nu îl recepționează și spune că adă-mi în format de hârtie, atunci noi avem o coliziune. V-ați gândit la o ipotetică problemă din această perspectivă? Nu este ipotetic, reală, din păcate va trebui să ne concentrăm ca și mecanism statal pentru eliminarea acestor discrepanțe, însă partea bună este că acest lucru s-a discutat foarte mult în procesul de elaborare a strategiei de digitalizare a Moldovei 2030. Acolo este, dacă nu mă înșel, și un capitol
în care se prevede ca toate sistemele statului să fie interconectate și să fie exclusă, asta am pus-o și noi ca prioritate în strategia noastră, să fie exclusă dublarea solicitării. Ce înseamnă dublarea solicitării? Asta înseamnă, de fapt, că dacă o instituție a statului are deja documentele într-un format electronic, a fost depusă odată o cerere de către cetățean și a fost colectate documentele odată, cetățeanul nu va fi nevoit, dacă se adresează la altă instituție, să prezinte, de exemplu, aceleași documente sau aceleași copii sau aceleași acte. De ce? Pentru că ele vor circula într-un sistem unitar de circulație a documentelor digitale. În schimb, ceea ce este al doua problemă majoră, lipsa echipamentelor, lipsa personalului calificat. În multe instituții, la moment, încă nu permite și lipsa, cel mai important, iarăși, a interconexiunii și schimbului de date automatizat între toate instituțiile statului, duce la imposibilitatea în anumite situații ca persoana care are nevoie să introducă într-un registru anumite date să nu ceară acest certificat. Asta este, la moment, într-adevăr, o realitate cu care va trebui să mai lucrăm. Deci noi, ca și minister, în cele 30 de servicii de care am menționat și care vrem să le dezvoltăm, ne-am propus să excludem acest lucru. Deci dacă vorbim despre serviciile noastre, dacă o să fie nevoie de un document electronic, de exemplu, din registrul armelor, și dumneavoastră anterior v-ați adresat pentru obținerea unui cazier judiciar și aveți deja toate actele în regulă, nu va fi nevoie acolo să adăugați sau să veniți cu ceva suplimentar. Deci, până în 2025, asta este și o prioritate a Ministerului de Interne. Cetățeanul trebuie să fie în confortul necesar care să-i permită să nu dubleze aceleași acțiuni de prezentări de acte, de confirmări în una sau două sau trei instituții, dacă vorbim de aceleași instituții ale statului care solicită aceste acte. Pe de altă parte, asta înseamnă echipamente, asta înseamnă personal calificat, asta înseamnă baze de date comune, asta înseamnă schimb de informații sau ciclu de schimb de informații bine pus la punct. Vă dau un singur exemplu. Ministerul de Interne, ca să înțelegeți cât mai avem de muncit la acest capitol și de ce uneori ne este greu și de ce uneori cetățeanul se confruntă încă cu întrebări de genul prezentați un act. Ministerul de Interne a fost cel care a promovat la greu excluderea necesității de prezentare permisului de conducere de către conducătorul auto, da? În timpul verificării. Într-adevăr, am făcut acest lucru, am venit cu o inițiativă, a trecut această inițiativă, inclusiv de Parlament. Problema cea mare este și de ce până în ziua de azi, uneori, colaboratorii poliției sau angajații poliției mai solicită dacă e posibil să fie prezentat, permisul de conducere, pentru că la moment doar 10% din efectivul nostru, aproximativ 10% a efectivului angajaților Ministerului de Interne cu drept de agent constatator, dispun de dispozitive moderne, securizate, de verificare a acestor date. Deci, în mare parte, noi lucrăm cu câteva echipamente care suntem nevoiți să facem share între colegi ca să putem să facem față posibilității de a exclude controlul actelor pentru că nu este nevoie. Deci, în cazul când se mai întâmplă să fiți întrebați dacă puteți prezenta permisul de conducere, este fie că este un control inopinat și nu s-a reușit re-repartizarea device-urilor între colective, fie există o defecțiune sau o problemă tehnică la acel device și nu poate fi înlocuit. Ne-am propus acest lucru, deci avem nevoie minimum de încă 600 de device-uri foarte performante, specializate pentru acest lucru. Am înaintat și solicitări către guvern pentru a suplini cât mai urgent această necesitate, acest stoc. Și odată echipați, va fi chiar probabil la nivel de sancțiune pentru agenții constatatori, dacă vor mai îndrăzni de a solicita documentele pe viu. Dar la moment nu am cum să-i sancționez atât timp cât nu sunt ei echipați cu mecanismele și tools-urile necesare. Da?
cer scuze pentru, pentru englezisme. Domnul Diacon, dacă îmi permiteți aici, pentru că noi am discutat subiectul ăsta cu domnul Mircea Ieșanu și cu doamna director AGEA, doamna Tumuruc. Și întrebarea mea generică era de genul, dacă un agent al poliției oprește în drum și solicită documentul și noastră nu aveți acest document și primiți o amendă, această amendă este legală sau ilegală? Ea are viitor în judecat sau nu? Dacă vorbim despre solicitarea de a prezenta un document, oricum sunteți obligat. Dacă cititorii noștri au fost foarte atenți la această lege, noi într-adevăr nu... Deci nu este o absolută, să zicem, interdicție pentru agentul procesor de a solicita actul. Altceva, cetățeanul poate să nu prezinte permisul de conducere, dar este obligat, conform aceleiași legi, să prezinte orice dovadă care, în care să fie clar numărul lui de identificare. Deci asta poate fi o copie a documentului, asta poate fi o copie a buletinului, asta poate fi o copie inclusiv pe telefon, o fotografie a buletinului, dar nu poate să nu fie nimic. În cazul dacă cetățeanul nu poate prezenta nicio dovadă a identității dumnealui, conform aceleași legi, dumnealui va fi în cazul dat cercetat, deci se va ajunge să se ducă la sectorul de poliție, acolo se va verifica identitatea dumnealui, dar nu va fi amendat pentru lipsa permisului de conducere. Dacă vă referiți la amenda pentru lipsa permisului de conducere, nu va fi această amendă. Va fi amenda care este prevăzută pentru lipsa unui identificator. Deci, practic, colegul dumneavoastră, agentul are nevoie de o identificare, un cod numeric, ca să poată accesa datele corespunzătoare și să facă referință. Exact asta a spus și doamna Tumuru. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Haideți să mergem un pic mai departe. Noi am început deja să discutăm, sunt foarte multe întrebări, sunt foarte multe elemente să luăm în considerare. Câteva doar așa concluzii din ce a spus. Noi, de fapt, vorbim de acest principiu once only. Când ai prezentat o singură dată documentele sau elemente necesare unui agent constatator sau unui funcționar, și asta nu se referă doar la o singură instituție. Noi vorbeam cu domnul Mircea Ieșanu, directorul ASP, și domnul Ieșanu, domnul director, ne spunea în felul următor. Normal că noi oferim foarte multe servicii la ASP, dar aproximativ 10% sau 15% maxim din informațiile corespunzătoare sau... E într-un fel de, deci pe unele domenii noi avem nevoie de foarte multe informații de la alte instituții. Și dacă noi nu deținem aceste informații, dacă această interoperabilitate a bazelor de date nu este sigură, dacă calitatea datelor nu este corespunzătoare, noi pur și simplu nu putem oferi acest serviciu și corespunzător durata și calitatea și cât de rapid se eliberează acest document are de suferit. Dar cetățeanul până la urmă învinuiește pentru asta ASP. Și în cazul dumneavoastră, probabil că este același lucru. Deci, dar uitați-vă ce se întâmplă în Estonia, statul în care eu locuiesc. Deci este ilegal ca un funcționar public să ceară, deci încă o dată este ilegal din punct de vedere legal, deci este lege corespunzătoare despre once only principle, să ceară informații suplimentare dacă el este deja într-o bază de date. Știți cumva dacă... Discutăm și noi de această, nu știu, sancționare sau ilegalitate sau de a face acest proces mult mai strict într-un fel sau altul sau nu și susțineți dumneavoastră o asemenea abordare? În moment, abia este în proces de introducere în tot ce înseamnă sistemul nostru de planificare strategică sau sistemul nostru de elaborare de politici, pentru că această strategie încurcează să fie adoptată, în ea sunt prevăzute mecanisme prin care acest principiu va fi introdus. Nu sunt sigur dacă au fost prevăzute și mecanisme de sancționare. Pentru noi, ca și minister, odată ce ne-am propus și noi în atât în planul de digitalizare, cât și în strategia noastră a afacerilor interne până în 2030, că aceasta să devină o obligativitate sau un principiu indiscutabil. Pentru noi, da, eu pot să afirm că eu aș susține un asemenea approach cu o singură altă condiționalitate care nu ține de cetățean, pentru că cetățeanului nu-i pui condiții. Această condiționalitate ar fi: dați-ne nouă instrumentele pentru verificare și noi cu siguranță imediat vom înceta a mai solicita orice alt tip de document. Deci atât timp cât vom fi dotați cu mecanismele și echipamentele necesare pentru verificare,
pentru introducerea în bazele de date, atât timp pe intern ne vom asigura ca angajații noștri să fie instruiți, ca angajații noștri să fie monitorizați și după caz sancționați pentru abuz sau pentru încercări de a devia de la politicile pe care ne le-am propus ca și minister. Domnul Diacon, uitați-vă, am mai mulți comentarii, încerc cumva să le concentrez într-o întrebare. Dar de ce în general, deci eu am 5 puncte din care încerc să scot un element din partea unui urmăritor de-al nostru. De ce, la modul general, instituțiile trebuie să ceară cazier judiciar dacă ei pot intra în baza de date corespunzătoare și extrage automat datele corespunzătoare? De ce trebuie să forțăm cetățeanul să miște dintr-un birou în altul și chiar să trimită acest e-mail repetat dacă instituția X care solicită acest cazier judiciar poate intra în baza de date corespunzătoare și vedea că cazierul judiciar este plus sau minus? Tocmai asta și este problema, că la moment nu toate instituțiile pot acceseze și nu sunt interconectate. Am început, probabil cititorul nu a fost la început, deci am început tocmai dialogul meu sau explicațiile mele despre ce vrea să facă ministerul, tocmai prin a menționa că la moment sunt foarte multe sisteme digitale și ale diverselor instituții ale statului și foarte multe baze de date care fizic încă nu pot fi interconectate, tocmai din cauza că fie au folosit limbaj diferit și au nevoie de module suplimentare pentru a fi interconectate și unele din module încă nici nu au fost elaborate, fie că deja nu mai corespund cerințelor tehnice sau de interconexiune per se și sunt pur și simplu menținute în viață pentru perioada când se va trece la un alt format de schimb informațional, fluxuri informaționale și acces la date, fie ele deja sunt într-atât de încărcate încât, vă dau exemplu cinstit a poliției de frontieră sau a VAMEI, care foarte des se întâmplă pe o perioadă scurtă de timp să cadă, pentru că este un sistem foarte, foarte încărcat, necorespunzând deja la cerințele moderne a fluxurilor. Același lucru se mai întâmplă uneori și la noi, pe intern, când vorbim de schimbul sau managementul documentelor pe care ne le-am propus, atât pe minister, noi ne-am propus să nu mai avem hârtii. Încă, recunosc, încă circulă acest lucru, nu-mi place mie, dar el circulă încă prin minister. De ce? Pentru că nici la noi, între subdiviziunile noastre, măcar nu toate bazele de date și nu toate fluxurile pot fi automatizate. De aia, important este, după mine, să facem cel puțin un pas, ca cetățeanul să nu se ducă nicăieri pentru ca să solicite acest document, să nu stea în rând, să nu se deplaseze fizic, să nu pierdă timpul prin transport public sau personal și să nu vină pentru a prelua acest certificat. Deja este, după mine, un progres când tu ai intrat pe calculator, ai comandat un serviciu, l-ai primit pe acest calculator, da, este incomod că va trebui să îl prezinți tot ceea ce ai primit stând acasă la calculator unei alte instituții, dar asta e. La momentul ne putem permite luxul să spunem că omule, noi singuri te verificăm, tu stai acasă, nici nu trimite e-mail, că noi facem asta pentru tine. Nu este încă, nu suntem la acel nivel de dezvoltare, ne propunem să îmbunătățim treptat, dar va necesita ceva timp. Vă mulțumesc. O întrebare tot conexă din această, să trecem la doilea, nu știu cum să-i zic, set de întrebări despre provocări care le avem. Și provocările nu țin doar de angajații dumneavoastră, ci de interacțiunea, cum a spus dumneavoastră deja. Noi deja am discutat despre multe provocări. Dar, nu știu, să ridic la fileu așa o întrebare. Iarăși, conform unei legi în Estonia, poți, în calitate de cetățean, deci pot veni cu documente pe suport de hârtie, la oricare oficiu, de exemplu la un inspectorat de poliție, da? Dar funcționarii publici, mă refer la toți funcționarii publici, au obligația ca răspunsul corespunzător, dacă nu există o cerere exprom, da? Dacă nu știu, ai nevoie speciale sau ceva de genul ăsta, sau ai nevoie de documente în afara țării unde nu, semnătura digitală nu este recunoscută, deci ei au obligația ca răspunsul la acest serviciu să vină în format semnat digital, pe de-o parte. Și al doilea element, ce înseamnă asta de fapt? Asta înseamnă că de fapt noi scădem rata de utilizare graduală în fiecare zi a hârtiei și a tot ce înseamnă suport de hârtie. Și al doilea element este ceva de genul că dacă noi știm că există un serviciu care este digital, dar el este un suport de hârtie, că întotdeauna rămâne această oportunitate,
da? Atunci, într-un fel sau altul, funcționarul are într-un fel obligația, ok, nu este directă, dar obligația morală într-un fel sau altul, să explici cetățeanului, om bun, mai bine folosiți sistemul online, este mult mai rapid, adică într-un fel este și această dimensiune educațională, dacă doriți. Pentru că până la urmă toată lumea ar de câștigat. Și polițistul se poate concentra post-factum pe chestii care sunt mult mai stringente decât să scrii tot felul de documente repetitive și tehnice și cetățeanul și așa mai departe. Cumva aceste două elemente sunt în strategia dumneavoastră, le preconizați fi implementate în interiorul și în relația cu beneficiarii finali, până la urmă. Sunt cetățenii. Domnul Diaconu? Este o întrebare destul de, hai să spunem așa, destul de grea, dacă putem sau nu putem să ne comparăm cu un alt stat. În cazul dat, mi-aș dori, desigur, să putem să facem această comparație, dar una la mână, chiar să începem despre lucrul care cetățeanul nu-i place să audă, despre legislație, pentru că nu înțelege ce este legislație, cel mai des. Hai să vorbim despre norme. Avem foarte mult de schimbat, chiar începând la nivelul legislativ, pentru că, de exemplu, la moment, ca să fie simplu să explic, pe mine mă obligă legislația, ca funcționar public, dacă recepționez o petiție de suport de hârtie, chiar dacă mi-aș dori enorm să răspund, pentru că o văd în sistemul meu de e-management a documentelor, mă obligă legislația să-i răspund pe suport de hârtie. Mai mult decât atât, legislația mă obligă inclusiv dacă recepționez pe e-mail petiție, mă obligă să-i răspund pe hârtie. Și multe alte chestii care, da, din păcate, deci doar dacă cetățeanul expres își exprimă acordul ca răspunsul la petiție să fie în format digital, doar atunci pot să-mi permit ca funcționar public să răspund în format digital. Dar pe lângă, de ce va trebui să umblăm la legislație la început? Pasul 2 va trebui să facem așa ca toți, într-adevăr, polițistul din satul Bulbăuca, de exemplu, ca să nu dau, sau din altă localitate, să dispună de echipamente pentru a introduce acest, sau de a verifica documentul care a venit cetățeanul, de a-l introduce în baza de date și de a răspunde cetățeanul. Trei la mână, un pas important după mine, noi nu suntem încă comparabili, pentru că la noi nu când se naște cetățeanul, lui se atribuie inclusiv, dacă nu mă înșel, și un fel de format digital al cetățeanului, așa cum este în Estonia. Deci nu îi se atribuie un e-mail de stat, nu este posibilitatea automată ca acest cetățean să-și obțină ulterior semnătura când are dreptul la semnătură, etc. Deci la noi sunt mai multe categorii de cetățeni care nici nu au e-mail, să zicem, sau nu. Și atunci ar fi pentru moment asta ar fi o imposibilitate. Presupun că în acea strategie Moldova 2030 au fost puse, nu presupun, dar știu exact că au fost puse niște baze solide pentru ca să se dezvolte acest tip de non-paper digital work sau digital work flow. Cu siguranță nu va fi mâine sau pe mâine, va dura ceva timp în aceste procese se vor întâmpla. În schimb, ceea ce putem face și ceea ce ne-am propus deja de anul viitor să începem să facem, este ca multe procese care la moment se întâmplă pe hârtie să dispară. Vă dau un exemplu. Acum, când ne meriți într-un accident rutier, ce se întâmplă? Vine poliția și se scoate o mapă și se încep niște procese, da? Se scrie pe hârtie, stau doi șoferi câte 30-40 de minute, până se completează dosarul contravențional, se fac niște înscrieri cu stilou și cu hârtie și asta chiar și în condiții când afară plouă sau e zăpadă sau alte condiții. Ceea ce ne-am propus și este deja pe masa noastră a priorităților este să elaborăm două e-dosare. E-dosarul contravențional și e-dosarul penal, care se află într-un proces activ de elaborare la moment. Ce va însemna asta, de fapt, pentru cetățeanul simplu? Asta va însemna, sperăm că deja în 2023, că trebuie să fie finele anului, că atunci când se produce un accident sau atunci când s-a întâmplat un incident, să spui cu vecinul sau ceva și trebuie să vină poliția să facă un proces verbal. A venit polițistul frumos, a scos o tabletă sau un alt device digital, a apăsat câteva butoane, a fotografiat locul accidentului cu camera și a determinat locația exactă pentru a exclude orice tip de joc pe desenul de hârtie, un metru într-o parte, un metru în alta,
a preluat acele declarații de la ambele părți, iarăși în format digital, a apăsat încă câteva butoane care determină ora e determinată, determină e ploaie, e soare, e vânt, e nu știu ce, a dat persoanelor să se contrasemneze cu stilou digital din nou, cu stilou electronic. Și asta de la 40 de minute, care în mod normal, tradițional, durează să documenteze un accident, ar însemna teoretic un 7-10 minute de documentare într-un regim așa, fără grabă, să zicem. Și asta ce înseamnă? Comoditate pentru cetățean, siguranță că nu vor fi intervenții ulterioare în orice înscriere sau în orice detaliu din acest proces verbal, pentru că este foarte greu să te înțelegi cu tableta, să-i spui că fă un metru într-o parte sau fă un metru în altă. Asta ar însemna, de fapt, rapiditatea acțiunilor, pentru că nu mai blocăm intersecții, nu mai blocăm, nu ținem cu orele oamenii în incertitudine și creăm și alte impedimente. Și asta ar însemna, de fapt, posibilitatea oricând când cineva va dori să-și vadă parcursul dosarului contravențional, pentru că la moment, iarăși, ce se mai întâmplă? Cetățeanul așteaptă cu minte când va fi finalizat acest proces, când va fi declarat el vinovat sau ălălalt participant la trafic vinovat sau vecinul cu care te-ai studit, etc. Nu știi ce se întâmplă în această perioadă, nu ai o certitudine și siguranță, ori introducerea unui e-dosar contravențional ar însemna că ai intrat, te-ai uitat. Este statutul de parcurs, este la agent constatator, s-a dus la judecată sau nu s-a dus la judecată, s-a finalizat, plătește fii bun și plătește amenda. Iată, este una din inițiativele pe care le avem acum prioritar pe masă. Și al doilea aspect este dosarul penal. Este același lucru când părțile nu cunosc ce se întâmplă cu dosarul lor, nu știu exact de ce nu sunt citați sau de ce nu trebuie să se prezinte pentru a da niște declarații sau s-a mișcat sau nu s-a mișcat sau stă la prăfuit acest dosar mai departe, ori asta și creează un fel de incertitudine sau un fel de neîncredere a cetățeanului în activitatea noastră și nu ne dorim asta, pentru că noi încercăm să fim la maximum ca și sistem, ca și minister, eficienți. Dar pentru ca să se vadă această eficiență, ea trebuie să aibă și un format de vizualizare și de înțelegere a proceselor care se întâmplă aici, indiferent ne place sau nu ne place. Alt lucru, de exemplu, vă dau un alt exemplu, cu arma, da? Este același lucru acum. Pentru că de ce dezvoltăm un registru de stat a armelor cap-coadă digitalizat? Pentru că ne dorim, într-adevăr, pe de o parte să eliminăm situațiile în care cetățeanul se plimbă în armat fără a avea acest drept, pe de altă parte, acel cetățean care are acest drept și corespunde tuturor cerințelor să nu mai umble pe coridoarele puterii și să-și perfecteze din nou acte sau să încearce să convingă că mai dați-mi o dată că a expirat. De fapt, viitorul acestei instituții, Ministerul Afacerilor Interne, ar însemna să avem, și asta ne propunem până în 2030 deja, pentru că va mai dura și este și foarte costisitor, pentru că programul nostru, unul din cele 6 programe care va înlocui tot ce a fost până acum în sistemul afacerilor interne și o singură strategie, noi am avut sute de strategii, mii de programe, acum o strategie și 6 programe. Programul cel mai scump, de fapt, este programul digitalizat. Este unul care cred că aduce destul de multă durere de cap Ministerului Finanțelor și Guvernului când îl vede pe masa lor, dar este unul și necesar, pentru că beneficiile nu vor fi, deci cheltuielile vor fi mari, însă beneficiile vor fi în timp. Și cum vedem noi finalitatea acestor programe ale noastre, ca până în 2030 să existe o singură aplicație, doar o singură aplicație a Ministerului Afacerilor Interne, cu mai multe module în ea, în care cetățeanul să poată să se înregistreze și să aibă toată informația. Vreau să văd ce-i cu contravențiile mele. Am intrat într-o aceeași aplicație. Vreau să-mi primesc dosarul contravențional sau cazierul judiciar. Am intrat în aplicație. Sunt câteva 5, 6, 10 module. Am intrat acolo, mi-am primit. Vreau să-mi perfectez certificatul de portarmă. Am intrat în aceeași singură aplicație. Am apăsat câteva clicuri, ne-am găsit compartimentul necesar și acolo se întâmplă totul. Și acolo deja sunt datele mele. Ministerul de Interne are nu doar poliția, Ministerul de Interne are și poliția de frontieră și alte subdiviziuni, IGSU. Deci
De fapt, în acel single application sau în aplicația acea unică, ar trebui să pot să-mi verific și tot ce e legat de poliție, și tot ce e legat de trecerea la frontieră. De exemplu, să verific, pot eu trece frontiera, am acolo interdicții sau nu am interdicții, pot să printește în zona de delimitare sau nu pot să printește în zona de delimitare, am încă e valabil certificatul meu sau nu. Pot eu să mă înscriu în rând pentru că cunoașteți poliția de frontieră, acum vrea să digitalizeze și acest proces, ca dumneavoastră, dacă vreți să plecați, de exemplu, în România, pentru a nu sta la rând, prezentați online acele documente, totul este, se înregistrează în sistem și la ora când dumneavoastră vă declarați că veți fi prezent în, la hotar, polițistul de frontieră doar va verifica dacă documentele pe care le-ați prezentat sunt corespunzătoare, veți fi deja în baza de date și veți putea trece mult mai rapid frontiera. Iată, chestiile astea trebuie să fie într-o singură aplicație, pentru ca eu să nu-mi instalez diverse, pe diverse aplicații sau să nu intru în 10 de website-uri pentru a primi, de fapt, informații de la un singur minister. Domn Diacon, aici doar ca să evidențiem un pic. Deci, Poliția de Frontieră lucrează în acest moment la o soluție care ar fi într-un fel de rând electronic. Da? Într-un fel, eu introduc datele, eu mai rapid voi trece, Poliția de Frontieră are datele corespunzătoare, ușurează timpul fiecare. Și dacă îmi permiteți, eu mă duc un pic în urmă, în afară de accidentul cel de 40 de minute, și asta am spus că 7 minute, mai sunt încă 33 de minute a polițiștilor sau polițiștilor a echipajului, care pot să concentreze pe alte sarcini care le au sau alte dimensiuni. Deci, practic, eficientizarea activității poliției. Noi avem foarte puțin timp, uitați-vă că deja 40 minute au zburat. Câteva elemente tehnice, domnul Diacon, domnul Putere. Noi, un coleg de-a nostru spunea că pe o instituție publică, eu știu, dar n-am drept să zic, că 48% din e-mail-uri erau pe mail.ru. Aceasta este o mini întrebare. A doua întrebare este: angajații dumneavoastră toți au căsuți poștale guvernamentale? Domnul director Pantaz de la STIS ne-a spus că există 60.000 de căsuți poștale guvernamentale. Toți angajații dumneavoastră le au și le folosesc? Și al treilea element, care tot ține de domeniul tehnologic și imediat trecem pe altă temă, este semnătura digitală. Toți angajații dumneavoastră o au și o folosesc sau nu? Eu am să încep și am să rog pe colegul meu, domnul Alexandru Putere, să continue. Deci, la moment, Ministerul de Interne are un sistem destul de bun management. Deci, ce înseamnă asta? De fapt, toți angajații noștri, la angajați, primesc de la domnul Putere, nu știu dacă personal, dar primesc de la domnul Putere un mail mai cu extensia mai.gov.md, mail personalizat. Și sunt obligați toată informația care nu ține de domeniul personal să o circule doar pe acest e-mail. Mai mult decât atât, pentru ca să poți să accesezi serviciile Ministerului de Interne, adică să-ți vezi sarcinile, să poți să-ți verifici care au fost trasate pentru ziua de azi, de exemplu, pentru spre execuție niște proceduri, ca să intre în e-cancelarea Ministerului Afacerilor Interne, care este iarăși una foarte detaliată și pusă la punct, cu posibilitate de traseri de sarcini și de executări, îți trebuie acest e-mail. Nu poți să te înregistrezi cu mail-ul și să intri, dacă am dreptate, domnul Putere. Și am să rog domnul Putere să spună și alte elemente ce țin de acest capitol. Domn Putere? Da, domn Deconu, vă mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile subordonate dețin toți colaboratorii care necesită mail-uri specifice pentru a întreprinde acțiuni în cadrul serviciilor. Noi suntem solicitați de către conducătorii direct, fiecare colaborator își primește e-mail-ul, poșta personalizată de serviciu, care e obligat conform regulamentului intern să utilizeze în cadrul executării atributului de serviciu. Plus la atât, care dețin inclusiv poștă electronică, mai dețin și cheie digitală, sunt mai multe niveluri de acces pentru verificarea colaboratorului, ca să aibă acces la informația de serviciu și poate interconecta, primi sarcinile, răspunde la sarcini, este un control de management interior făcut. Avem toate
toate cele recomandate la nivel guvernamental pentru nivel minim de securitate avem implementat în Ministerul Afacerilor Interne. La necesitate, un incident solicitat pentru toate subdirecțiile, avem, inclusiv cum a specificat domnul secretar general, cu extensia MAI, avem cu extensia IGP, avem cu extensia IGPF, avem extensia BMA, fiecare subdiviziune este și au în funcție poștii personalizate de serviciu. Da, vă mulțumesc, domnul Puteri, dar o întrebare care ține de... Eu, de exemplu, eu personal am primit 3 săptămâni în urmă un e-mail phishing, da? Care a declarat la poliția estoniană, în care mi-au cerut careva date. Și eu ce am făcut? Eu imediat am intrat acolo, am văzut că el nu e de poliției.ee, pentru că eu, prin definiție, dacă el nu vine de la poliției.ee, eu consider că el este un phishing. Și eu l-am raportat imediat și poliția mi-a spus că da, foarte bine ai făcut, pentru că există tot felul de elemente pentru fel sau altul mă fac sau cer de la mine, nu știu care parolă sau ce sunt, nu știu la care date. Și eu consider acest lucru super important. Pentru că, de exemplu, eu prin definiție nu îl deschid și într-un fel sau altul această securitate cibernetică slash igienă cibernetică este super importantă. Spuneți-ne, vă rog, dacă în cadrul ministerului și în toate subdiviziunile acest aspect de securitate cibernetică, care devine, de fapt, o realitate a timpurilor noastre, el este în programele, nu știu, anuale de educație. De ce întreb acest lucru? Pentru că domnul director Pantaz mi-a zis că da, aceasta este o problemă foarte multe instituții. Nu vorbesc de instituția dumneavoastră, în ministerie. Deci foarte des nici parolele, nici măcar nu sunt. Este o altă problemă. Când avem cheile publice de autentificare digitală, care prin definiție la început au același cod, un singur cod, și foarte mulți angajați nu îl schimbă niciodată. Și asta este o problemă majoră. Sunt multe alte elemente și chiar STISCU împreună cu Universitatea Tehnică discută de acest concept de Academie Cibernetică în care fiecare angajat public, pentru că aceasta este o chestie super importantă deja, da? Ca să treacă acest curs obligatoriu anual de igienă cibernetică de bază, dumneavoastră cu securitatea cibernetică și cu codurile și cu parolele, cum stați? Domnul Guzon, am să vă spun una, că noi nu putem, desigur, să interzicem absolut ca cetățeanul să, adică nu cetățeanul, angajatul nostru să nu folosească la necesitate sau atunci când are ceva probleme personale, e-mailul personalizat. Însă ceea ce cu siguranță noi interzicem și este și obligațiune de serviciu, dacă vreți, pentru că sunt circularele, domnul Puterea a elaborat și niște protocoale care au fost diseminate și toți angajații cunosc aceste protocoale, deci în tot ce înseamnă circuitul informației de serviciu, în tot ce înseamnă circuitul informației oficiale, este interzisă utilizarea e-mail-urilor personale. Doar acele e-mail-uri care au fost eliberate de instituție și care pot fi într-o formă, în format sau altul, securizate și ținute sub control digital împotriva diverselor atacuri sau scurgeri informaționale. Clar că ceea ce ține de securitatea cibernetică este o altă întrebare, atât timp cât instituția nu are un sistem de intranet sau așa cum am văzut la colegii noștri din mai multe state și spre care tindem, apropo, este foarte dificil pentru colegii mei de la STI să țină piept acelor multiple atacuri sau acelor multiple încercări. Pentru că ne testează, vă dați seama, ne testează regulat, ne mai ghidele la nervi, până la moment am rezistat cu toate problemele care sunt în sistemul nostru, pentru că vă dați seama, nu știu cu ce domnul Putere își menține angajații, le promite stele mai mari sau poate chiar de general, e foarte greu să concurezi cu... chiar și cu privații, pentru că acolo sunt salariile mult mai atractive, iar o persoană care este versată în domeniul IT are întotdeauna tendința sau tentația de a trece în altă parte, acolo se plătește mai bine și condițiile sunt mult mai calme. Ceea ce, în schimb, noi cu ce motivăm angajații noștri, cu drive-ul pe care nu-l ai în altă parte, pentru că la noi e interesant, la noi sunt permanent provocat. Dar da, aveți dreptate, vom tinde și mai mult la această excludere a oricărei posibilități. Un intranet ar permite, de fapt, să excludem total posibilitatea utilizării oricărui e-mail sau alt WhatsApp sau alte chestii care nu ar trebui să existe într-o instituție de forță, dar va dura.
Apropo, domnul Diaconu, azi dimineața am citit că WhatsApp, ați spus de WhatsApp, chiar domnul Durov... Sunt multe aplicații. Da, da, dar chiar domnul Durov azi dimineață a recunoscut că WhatsApp, dacă trimiți un video ca răspunzător, deci răufăcători, să zic așa, drăguți, deci pot avea acces la toate informațiile din smartphone și asta s-a mai întâmplat de câteva ori cu această aplicație. Domnul Diaconu, noi suntem într-o amalgam de crize. Criză energetică, pandemic, război la frontieră și așa mai departe. Eu folosesc în fiecare zi, dacă eu vreau să folosesc acest lucru, o aplicație și am văzut chestia asta și în Danemarca și în Cehia, se numește Olival, nu se folosesc eu am aici la mine, unde multe ipotetici probleme, dar eu găsesc acolo răspunsuri. Cam cum eu trebuie să mă comport într-o situație, în alta, ce fel de, cum, pentru că oricare cetățean, cât mi este mai pregătit fiecare cetățean în parte, cu atât mai pregătit este Republica Moldova prin definiție. Noi avem așa ceva, să dezvoltăm așa ceva, pentru că noi mergem spre sfârșit în viitor un pic. Sau poate noi avem deja, și dacă avem o aplicație de țară de situații de urgență, situații de... Spre exemplu, eu în câteva ore o să merg la aeroport și eu nu știu exact care este, nu știu, dacă nu este o problemă acolo, dacă nu mai trebuie să stau 3-4 ore în rând, dacă ceva de genul ăsta care, nu știu, să pregătească cetățeanul mai bine pentru tot tipul de crize. Pe acel portal unic sau aplicație unic pe care o vom dezvolta cu timpul, clar că aceste mecanisme deja vor fi integrate, la moment ne aflăm într-un proces de, inițial, primii pași, către dezvoltarea unui sistem și mecanism de alertă temporie. Vrem să fim și noi în rând cu lumea, ca dumneavoastră, cum spuneți și dumneavoastră, dacă vreți să vă porniți la drum și este probabilitatea să nimeriți sub avalanșă, să fiți preantreprenați, că acolo va fi avalanșă. Dacă dumneavoastră vreți să vă plimbați cu cățelul prin parc, trebuie să cunoașteți că acolo se ridică nivelul apei, de exemplu. Sau dacă vă duceți la frontieră și acolo este un blocaj care s-a creat instant sau a apărut un pericol instant la aeroport, alertă cu bombă, clar că trebuie să fiți noastră informați. Acest mecanism la moment nu este în Republica Moldova, însă suntem în proces avansat de negocieri și de discuții, inclusiv cu colegii din România, pentru că am format broadcast și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dumneavoastră, chiar dacă veți fi deconectat de la internet, veți primi aceste notificări, așa cum puteți să vedeți țările avansate. Asta ar fi baza, ar fi primii pași. La început să avem un sistem de avertizare timpurie și sperăm să-l avem cel târziu până în 2024. Sau să sperăm la începutul 2024, dacă nu reușim, să vedem dacă în 2024. După care acest mecanism deja va fi adițional, completat cu module, de exemplu, de, nu doar de avertizare timpurie, dar și de informare a populației, așa, iarăși cum mai sunt și în statele mai dezvoltate. Apropo, știți, deja există foarte multe aplicații, dacă deschidem acum, nu știu, în telefoanele noastre, de alertă. Deci, așa numitul butonul roșu și unele orașe, de exemplu, din Ucraina, au făcut acest buton roșu, au făcut un fel de conglomerat, un fel de idee de cooperare împreună cu poliția locală și la necesitate stringentă, de exemplu, dacă nu știu, cineva se plimbă noaptea prin parc și vede că este atacat, poate apăsa un buton roșu și da, înțeleg, vor fi foarte multe, nu știu, apăsări de butoane, unele vor fi aleatorii, unele nu vor corespunde gradului de securitate, dar totodată. Aceasta va permite, într-un fel sau altul, polițistul cel puțin să identifice locația unde este un potențial risc. Soluții de genul ăsta, dumneavoastră, ați fi deschiși să le testați cel puțin, poate că nu la nivel național, dar, de exemplu, unele regiuni, regim de testare. Sau nu? E interesantă întrebare. Am văzut sisteme inclusiv separate în transportul public pentru partea feminină, dacă este atinsă independent, să fie un buton roșu. E bună idee, probabil că în diferite situații ai nevoie de diferite butoane roșii, însă totodată ar fi probabil cazul să ne gândim într-un format mai extins, că în acest buton roșu să nu fie, să nu ai în telefon mai multe butoane roșii decât ecranul îți permite, ci să fie un singur buton roșu pentru câteva categorii de cazuri mai speciale și care din nou să fie integrat într-o singură aplicație. Pentru că
Da, atât timp cât nu te putem identifica. Deci butonul roșu, de fapt, în mod normal ar trebui să arate poziția ta și o cerere disperată de ajutor. Ține mai mult probabil de 112. În cazul nostru, butonul roșu ar însemna, de exemplu, ar însemna probabil nu un click, dar două clicuri, să intre în aplicația MAI și după aia să apeși, este un buton roșu care ține de integritatea personală, un buton roșu care ține de integritatea bunurilor sau un buton roșu de alertă publică. Nu știu, ați văzut o bombă sau ceva. Se discută acest lucru, mai avem să lucrăm, este foarte dificil tocmai să determini care buton roșu este mai important și câte ar trebui de acest tip de butoane. Da, sigur, există foarte multe elemente. Noi avem și încă o întrebare. Bună ziua, este posibil oare să mă adresez printr-o cerere semnată electronică către un inspector sau, exemplu, polițistul de sector? Dacă da, care este ordinea pașilor necesare de a parcurge? Nu s-a prezentat urmăritorul, dar aceasta este întrebarea. La moment încă această, deci doar să puteți să puneți prin e-mail careva întrebări, obligatoriu va fi obligația să fie răspunsul primit în decurs de 10 zile următoare, așa cum se cuvine, acest e-mail va fi înregistrat în e-cancelare. În schimb, să depuneți la moment o cerere, o solicitare, nu știu, de inițierea unui proces contravențional sau a unei verificări, legislația încă nu este gata cu acest lucru și nici sistemele actuale nu sunt gata. Domnul Putere, dacă aveți ceva de adăugat, când am putea să vorbim și de acest aspect de depuneri de, nu știu, solicitări de investigații online, dacă cunoașteți? Domnul secretar, la moment doar să discute cu colegii de comun, colegii de la e-guvernare, discutăm despre așa tipuri de soluții. La moment, omul poate depune, așa cum ați menționat, o cerere prealabil semnată electronic, dar atunci când se va prelua în lucru, va fi anunțat, el are necesitate să se prezinte, să dea depoziții și să le semneze cu pixul holograf. Mecanismul încă nu este elaborat, acum o să dăm un proces de discuție, să vedem cum o soluționăm și partea a doua. Dar totodată e necesar de menționat, așa cum ați spus și dumneavoastră, în țările mai dezvoltate, ca de exemplu în Estonia, unde există mail-uri identificate, personalizate, acela e un loc unde omul poate depune, el este, știe cine e el, știe ce solicită, semnează electronic, e alt mecanism care dă rezultate. La noi, la moment, în Moldova, așa mecanism nu există. Apropo, domnul Putere, doar să adaug aici discuția cu domnul Pantaz, cu domnul director Stisc. Deci acum se conceptualizează ideea ca fiecare cetățean, rezident, inclusiv și rezident a Republicii Moldova, pentru că are un cod numeric personal atașat, care îl avem noi toți, ceea ce în Estonia este prin definiții. Copilul meu l-a primit peste o oră după ce s-a născut, eu asta am văzut și am urmărit personal și are două, apropo. Unul este Victor Guzun, este .e în cazul meu și al doilea este cod numeric personal și asta soluționează o mulțime de probleme. Pentru că eu discut cu statul pe intermediul acestor e-mail-uri și viceversa statul discută cu mine, inclusiv dacă, de exemplu, polițistul îmi trimite amenda mea rutieră, el nu trebuie să mă găsească unde mă aflu eu și prin definiție el știe că eu am fost înștiințat. Ultima întrebare, dacă este posibil, domnul Diaconu, e un pic așa mai de alt gen, dar pe care eu o folosesc personal. E absolut ok dacă eu văd un șofer care merge neregulamentar sau o situație de criză pe drumurile unde eu merg, să ridic telefonul și să sun la poliție sau să intru într-o platformă și să raportez acest om. Da? Pe de altă parte, noi știm că niciodată niciun fel de țară super bogată nu va avea suficiente resurse ca polițiști să fie peste tot. Și noi avem o asemenea platformă pe care tot o folosim, unde spunem, uitați-vă la intersecția nu știu care X, unde polițistul probabil într-un sat nu știu care ajunge, nu atât de des, da, sau inspectorul, în fiecare dimineață acolo trece la roșu și într-un fel sau altul se face un fel de, cum să zic, un fel de grafic de probleme de genul ăsta și polițiștii se autosesizează și vin. Uitați-vă câteva exemple de genul ăsta. De ce îmi trebuie acest lucru? Pentru că mie mi s-a scris că dacă eu vreau să raportez un caz, atunci toată problema conexă, toată această procedură conexă de auto, nici nu știu cum să zic, raportarea unui caz este atât de dificil încât asta descurajează oamenii să raporteze la poliție cazuri de abuzuri. Cumva vă gândiți la sisteme de genul ăsta și asta este realmente ultima întrebare, cât timpul deja a expirat și dacă vă gândiți la asemenea lucruri, pentru că într-un fel sau altul,
el ajută ca și încrederea în Ministerul de Interne, în polițiști să crească și într-un fel să vede această, să construiește această conexiune dintre angajat și cetățean. Realmente, ultima întrebare. Exact, mă refer la ce a zis și domnul Putele. Noi, la moment, ca și stat, nu avem mecanisme de identificare imediată a cetățeanului. Pentru că în Estonia este altă situație. La noi se primește că tot noi am fost acei care am făcut un fel de versiune pe WhatsApp, din nou, care e numai lucrativă, de raportare. Acum ne gândim la un alt element mult mai serios, la o e-raportare oficială, un mecanism oficial de raportare, însă va trebui atunci cetățeanul să înțeleagă, pentru că noi pe urmă să putem să avem o finalitate la orice raportare, este nevoie de identificarea acestei persoane. De ce? Pentru că dacă eu, cetățeanul X, depun o sesizare la poliție, asta nu este destul. Pentru că sesizarea la poliție și înregistrarea de către poliție este doar un pas, după care poliția oricum ajunge acest dosar să îl transmită spre judecată. Și judecătorul zice, nu s-a respectat mecanismul de identificare. De unde știm noi că acest om într-adevăr a depus, dacă este o sesizare reală sau nu reală. Dacă vrem să ajungem în situația când tot ce face efortul depus de cetățean corespunde și efortului depus de poliție pentru a rezolva acest caz și are și finalitate cazul și nu s-au cheltuit bani, timp și degeaba, atunci trebuie să avem acest lucru foarte clar. Cetățeanul va trebui să-și asume că el își dă acordul prin faptul că se înregistrează în acest sistem, că este conectat la semnătura lui mobilă și că este conectat la actele lui de identitate, că eu dacă depun raport, eu îmi dau acordul imediat ca raportul meu să fie considerat ca raport oficial și totodată îmi dau acordul să suport consecințele dacă raportul meu este unul fals sau nu este unul, să spun, de bună intenție, de bună credință. Respectiv, doar în aceste circumstanțe vom putea vorbi de eficiență. Iar acum, cum ne scriu și nouă foarte de cetățenii, dați-ne voie să raportăm pur și simplu prin e-mail. Dragii noștri, noi suntem gata să lucrăm, dar dacă noi pierdem timpul prin raportările voastre și voi vedeți că la sfârșit nu se întâmplă nimic cu această raportare, tot voi o să ne blamați pe noi de ce noi nu reacționăm. Dar problema este că noi cât de mult ne-am dorit să reacționăm la tot ce ne cere cetățeanul pentru că suntem în serviciul cetățeanului, avem nevoie totuși de mecanism de identificare. Iată, la moment el nu există. Eu cred că asta explică exact acel element, cât de important este dimensiunea umană în transformarea digitală cu toate elementele. Și anume în acest considerent, în strategia, în viitoarea strategiei de transformare digitală, este un capitol întreg. Eu știu foarte bine, pentru că eu am participat în acest proces, care se numește precondiții. Deci tu nu poți, și absolut de acord cu dumneavoastră, pentru că exact, deci responsabilitatea este mutuală. Și primul lucru care îl face polițist atunci când raportează un caz, dar eu o fac asta din considerentul că pe viitor copilul meu să mai puține șanse să cadă sub roțile acestui automobil. Dar primul lucru care mă întreabă polițist, care este codul numeric personal al dumneavoastră. Durează o pauză de 5-7 secunde până probabil polițistul sau operatorul introduce date și vede că da, sunt eu. Și eu, da, într-adevăr, mi-asum consecințele. Deci este o responsabilitate împărțită, dacă doriți. Domnule Deacono, domnule Putere, noi am avut o discuție foarte rapidă, eu cred că pentru mine a trecut 10 minute, ceea ce înseamnă că noi vom reveni la discuția cu dumneavoastră după ce vom discuta cu alți colegi, cu alți miniștri, pentru că toate domeniile sunt importante. A fost o plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră. Vă felicit pentru că sunteți primii sau primul minister care a venit cu această strategie care are această componență digitală super importantă. Am fost absolut flatat de ideea că componenta digitală este de fapt cel mai costisitor, dacă doriți, parte și aceasta este o altă discuție foarte importantă și majoră. Pentru că noi avem foarte multe soluții, dar din nefericire noi trebuie să spunem că încă nu există o înțelegere clară cât de multe beneficii această transformare digitală ne poate aduce și ca să investim în acest lucru. Pentru că este absolut clar, toate statele digitalizate au arătat că investiția în transformarea digitală este una super rentabilă din toate punctele de vedere și nu vorbim de hârtie, doar. Vorbim de timp, de bani, de eficiență, de lipsa coruptibilității, de lipsa deciziilor aleatorie, sunt foarte, foarte multe elemente. Vă reamintim că am discutat astăzi colegi cu domnul Serghei Deaconu, secretar general al Ministerului de Interne, domnul Alexandru Putere, șeful Direcției Servicii Tehnologiei Informaționale MAI și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, discutăm alte teme.
O zi bună în continuare și un sfârșit de săptămână cât mai bun. Sănătate! O zi bună! Mersi!